Bună! Și bine ați venit din nou pe canalul video al Centrului Medical Diasan. Sunt Adrian Cătinean, medic primar intern, specialist gastroenterologie, care mi-am uh, dedicat ultimii ani studiului uh, microbiote intestinale și sănătății intestinului. De ce am făcut acest lucru? Pentru că, așa cum spunea Hipocrat, acum 2500 de ani, uh, nu știu cum o fi debândit aceste cunoștințe, probabil prin cunoașterea Ezoterică, da, toate bolile încep din intestin. Să știți că avea mare dreptate, și din ce în ce mai multe date științifice și studii relevă mecanisme care ne spun același lucru. Toate bolile încep din intestin. Astăzi vreau să vă vorbesc despre Sibo. Sibo înseamnă suprapopularea bacteriană a intestinului subțire în engleză small intestine bacterial overgrowth. Poate că câțiva dintre ascultătorii mei au auzit de această suferință, de această boală, care de fapt este cauza majoritară a sindromului de intestin irritabil la mulți pacienți, cauză de sindrom dispeptic, da, digestie dificilă, dar cauză și de reflux gastroesofagian. Există dovești științifice în acest sens și mărturie stau uh, sute de cazuri tratate uh, de mine în ideea sindromului de suprapopulare bacteriană care au răspuns foarte bine uh, din punct de vedere al uh, tabloului simptomatic caracteristic pentru boală de reflux, sindrom de intestin irritabil, sindrom dispeptic. Haideți să vedem care ar fi aceste simptome și sigur să vedeți și dumneavoastră dacă le aveți sau nu. Durere abdominală. Durere abdominală care nu trebuie să fie localizată fix, poate să fie migratorie, disconfort, ceea ce nu este tocmai durere, dar e o jenă pe care o simți tot timpul, apoi balonare, un, esen, un element esențial care îl au din ce în ce mai mulți pacienți în condițiile stresului de astăzi și a mâncării nesănătoase, flatulență, eructații sau popular râgâieli, arsuri, arsuri pe piept, pirosis și tulburări de tranzit care pot să fie cu diaree, preponderență sau cu constipație, sau cu schimbarea tranzuitului, cu alternarea uh, celor două. Dar să vedem ce înseamnă uh, Sibo și cum se produce el. Uh, aici sunt două mă rog, ipoteze de lucru. Unul ar fi suprapopularea bacteriilor, care în mod normal sunt rezidente la nivelul intestinului subțire. Acestea, înmulțindu se datorită, sigur, mâncării pe care o consumăm în fiecare zi cu exces de făinoase, cu exces de dulciuri și cu mai puține legume. Chiar dacă există uneori mai multe fructe, avem impresia că fructele ne salvează de tot, ne dau microelemente, vitamine, dar de multe ori fructoza, dulceața din fructe, stimulează acest SIBO, această suprapopulare bacteriană a intestinului subțire sau a doua ipoteză în care bacterii, bacteriile sunt translocate din altă parte a tubului digestiv, de exemplu de la nivelul orofaringian sau de la nivelul colonului și în anumite condiții, în, sigur, în condițiile în care mecanismele de apărare naturale împotriva SIBO nu-și fac treaba, aceste bacterii ajung să locuiască la nivelul intestinului subțire și mai mult decât atâta să se mulțească și să înceapă să producă gaz, element esențial pentru balonare. Ce fel de gaz pot produce aceste bacterii? În principal hidrogen, hidrogen sulfurat sau metan. Proporția acestor gaze fiind direct dependentă de tipul de tranzit. De exemplu, metanul se asociază cu constipația, hidrogenul sulfurat se asociază cu uh, diareea. Un uh, alt simptom uh, care îmi vine în minte este halena, uh, mirosul neplăcut uh, de la nivelul gurii, uh, despre care ne spune partenerul de viață. Să știți că în marea majoritatea cazurilor nu sunt probleme dentare, sigur și alea trebuie căutate, făcute radiografii, vizitați stomatologul, dar dacă nu este nicio problemă, să știți că problema vine de la nivelul intestinului sau chiar de la nivelul florei bucale, pentru că anumite bacterii, cum sunt enterococul fecali și enterococul facium, dacă am pronunțat bine, sunt prezente, de exemplu, la 43% dintre diabetici. Deci diabeticii care au frecvent SIBO, de fapt toți cei care Suferă de sindrom de intestin irritabil, care înseamnă uh, ficat gras, înseamnă obezitate, înseamnă hipertensiune, înseamnă valori crescute ale uh, lipidelor, da? Hipercolesterolemie, hipertrigliceridemie, da? Astea sunt elementele sindromului uh, metabolic. De fapt, mulți dintre cei cu sindrom metabolic au, de fapt, uh, uh, SIBO. Um, Există, există articole științifice serioase care pun în relație cele două. Am găsit un studiu foarte interesant pe 397 de pacienți, publicat chiar în jurnalul de gastroenterologie, jurnal român de gastroenterologie și patologie, dar de către un colectiv de la Cleveland Clinic Foundation și acum 5 ani. Deci lucrurile Uh, au evoluat și sunt și alte studii care confirmă aceste lucruri. Uh, am spus de două ipoteze. Uh, fie suprapopularea bacteriilor rezidente, fie altele venite din altă parte, care schimbă structura, care mulțesc bacteriile gram negative. Cea de-a doua este uh, valabilă, cea de-a doua ipoteză în care suprapopularea bacteriană de la nivelul intestinului subțire se face preponderent pe seama bacteriilor gram negative, cum ar fi enterobactere, coli, clepsiela, proteu, pseudomonas, dar și gram pozitive, stafilococ aureu, streptococ și enterococii pe care tocmai i-am -am precizat că sunt prezenți la nivelul florei bucale a pacienților diabetici. De ce gram negativ? Pentru că gram negativ stimulează influxul de endotoxemie metabolică, adică intoxicarea aceea de care vă povesteam și în materialele mele anterioare: care se întâmplă prin distrugerea acestor bacterii gram negativ și fragmente din peretele lor, lipopolizaharide, intră apoi în circulație stimulând sistemul imunitar și producând o inflamație de grad redus la nivelul întregului uh, organism. Aceasta, această stimulare a uh, căii inflamatorie NFKB este de fapt cea mai comună uh, cauză uh, pentru foarte multe afecțiuni. Este ceea ce și uh, Hipocrat spunea începutul începutul multor, multor boli. Haideți să vedem care sunt mecanismele care favorizează această suprapopulare bacteriană prin translocație de la nivelul cavității bucale și de la nivelul intestinului gros. Sunt în principal secreția gastrică da, care dacă nu este în Parametrii optimi permite uh, translocarea bacteriilor de la nivelul uh, gurii, dar și intrarea a, uh, unei încărcături bacteriene ridicate împreună cu alimentele. Este apoi funcția hepatică foarte importantă prin secreția biliară care nu are rol numai în digestia alimentelor, ci are un rol foarte important în menținerea unui gradient bacterian de-a lungul tubului digestiv și nu în ultimul rând acești acizi biliari care 95% se recuperează la capătul intestinului subțire în ileonul terminal și apoi sunt reabsorbiți și folosiți de către ficat. Dar ei stimulează și niște receptori special de la nivelul celulor intestinale și le fac pe acestea să secrete niște substanțe antibacteriene care să Mențină încărcătura bacteriană la un nivel de 10 la 3, 10 la 5, maxim 10 la 5 bacterii pe mililitru de aspirat. Pentru că, dacă sunt suprapopulate, sigur își fac de cap și degradează principiile alimentare simple, producând gaz, distensie, permeabilitate intestinală și așa mai departe. Ultimul element, deci pe lângă secreția gastrică ficat, ultimul element fiind motilitatea intestinală, staza de la nivelul intestinului, sigur, favorizând suprapopularea. Dacă ai un segment de intestin subțire în care alimentele stau mai mult decât trebuie, bineînțeles că o să hrănească fermentabile, bacteriile fermentabile de la acel nivel și acestea o să producă gaz. Cine, care sunt elementele care afectează peristaltica, complexul motor major, complexul vagal-dorsal care reglează activitatea stomacului? Sunt mai, multe, sunt mai multe cauze: sunt dezechilibre ionice, știu eu deficitul de magneziu, dar cel mai important este poate acest influx de endotoxine. De LPS, care afectează activitatea sistemului nervos enteric, care, bineînțeles, reglează motilitatea intestinală și produce stază. În afară de asta, mai sunt medicamente, cum ar fi suplimentele hormonale, sau consecința intervențiilor chirurgicale multiple la nivelul abdomenului. Și aici femeile sunt mult mai afectate decât bărbații pentru că pot să aibă operație de apendicită, una, două cezariene, poate endometrioză, care sigur duc la sindrom aderențial și favorizează multe episoade de liza acestor aderențe prin chirurgie care... Din păcate, nu funcționează, și stimulează în continuare staza de la nivelul duodenului. Bun. Dacă am văzut care sunt cauzele suprapopulării bacteriene a intestinului subțire, sigur nu le-am amintit pe toate, de exemplu, consumul de medicamente care inhibă secreția gastrică au un rol important în promovarea SIBO consumul de antibiotice care produc permeabilitate intestinală și din cauza influxului de LPS stimulează apoi staza și, bineînțeles, staza suprapopularea, dar și spațiul liber pe care îl creează aceste antibiotice în anumite segmente ale tubului digestiv și apoi translocarea bacteriilor care tind să ocupe orice spațiu liber. Cred că lucrurile astea despre tendința bacteriilor de a ocupa orice spațiu liber, și dacă nu sunt bacterii, vin fungii și se întâmplă o sumedenie de lucruri, cred că le-am mai pomenit și în alte materiale. Destul cu cauzele, haideți să vedem care sunt și soluțiile la această suferință. Sigur că uh, logica ne spune că să facem orice, să diminuăm încărcătura uh, bacteriană de la nivelul intestinului subțire și atunci lucrurile uh, s-ar uh, rezolva de la sine. Sigur că uh, strategia asta funcționează, uh, dar funcționează limitat și recidiva este cea mai mare uh, problemă. Deci facem tratament, recidivează, iarăși facem tratament, iarăși recidivează. Uh, eu am dezvoltat în ultimul timp un sistem în două etape în care sigur folosesc substanțe naturale antimicrobiene și nu antibiotice de sinteză, v-am spus de ce? Antibioticele de sinteză cresc permeabilitatea și modifică un parametru important pe hașul intestinal. Deci sunt adeptul antimicrobienilor naturale, cum sunt uleiurile esențiale, știu eu, de oregano, ulei de usturoi, berberină și așa mai departe, ghimbir. Sigur, însoțită de un regim alimentar special de tip FODMAP cu puține fermentabile, deci cu puține alimente care pot fermenta. Medicația se dă înainte de mâncare, deci reduce încărcătura bacteriană de la nivelul intestinului subțire și pe urmă venim cu o mâncare care să nu fie fermentabilă și atunci vom obține o reducere a încărcăturii bacteriene și automat, în scurt timp, o reducere a simptomelor. Dar trebuie să rețineți că dispariția simptomelor nu înseamnă vindecare. Deci dispariția balonării, flatulenței, eructațiilor, refluxului gastroesofagian sau diareei, da? care sigur asigur, o calitate bună a vieții, nu înseamnă și vindecare. Vindecarea înseamnă refacerea florii intestinale și reducerea permeabilității intestinale. Asta se obține în timp, în câteva luni, pentru că, bineînțeles, și suferința asta ați câștigat-o în ani de zile. În a doua etapă, creștem tolerabilitatea prin asocierea de megaenzime, suplimente de magneziu și așa mai departe, dar nu vreau să închei spunându-vă că sunt esențiale elementele care susțin funcția hepatică, care trebuie să le administrăm tocmai pentru a preveni acest SIBO. Ca și rezultate clinice, acestea sunt. Incredibile, sunt excelente, funcționează la o mulțime de pacienți care au ca și cauză ascunsă a suferinței acest SIBO și o să vin în fața dumneavoastră cu într-un material viitor în care o să sumarizăm efectele pe care le-am obținut în practica noastră de zi cu zi pe sute de pacienți, că asta vreau să spun, numărul este impresionant. Nu uita să apeși butonul subscribe și uh, vă aștept și atât dată uh, pe canalul uh, Centrului Medical Diasan. Mulțumesc!